Săptămâna trecută făceam cunoscut faptul că echipa de Liga a 3-a Cenedini Cugulescu se destramă. Cum majoritatea jucătorilor se află la final de contract cu gruparea mușceleană, iar instabilitatea la nivel de club persistă, cu toții și-au exprimat dorința de a părăsi echipa din câmpul lung. Astfel, după ce Ion Ionuț, Cosmin Miloși, Adrian Voicu, Robert Dalu, Dumitrache, Delcea, David, Dorine Luancea și Claudiu Ionescu au anunțat că nu mai doresc să-și prelungească înțelegerile cu mușcelenii, alți doi titulari de drept au părăsit corabia în aceste zile. Este vorba de portarul Adrian Tănase și mijlocașul Georgian Jenaru. Cei doi au fost contactați de nou promovata în Liga a 3-a FC Alexandria, oficialii grupării teleormănene, oferindu-le contracte pe un sezon, iar rețeta financiară este mult peste ce au primit la câmpul lung. Este adevărat, a însemnat o înțelegere pe un an de zile cu echipa din Alexandria. Am așteptat să văd ce se va întâmpla cu echipa din câmpul lung, însă timpul trece și observ că nu s-a luat nicio decizie favorabilă fotbalului. Din păcate, asta e realitatea, una tristă pentru fotbalul mușcelean, cât și pentru minunatul public spectator din câmpul lung. Sincer, nu mai vroiam să plec, dar am o vârstă, iar instabilitatea actuală de la club m-a determinat să semnez cu echipa din Alexandria. Sunt trist, mai ales că în iarnă am avut o oportunitate extraordinară de a promova la Liga a doua, dar viața merge înainte. Îmi doresc să se facă ceva cu această echipă, ar fi păcat să se desființeze, ne-a declarat în exclusivitate fostul portar mușcelean Adrian Tănase. În vârstă de 27 de ani, Adrian Tănase a fost titular incontestabil în poarta echipei Cenedini Cugulescu în sezonul trecut de Liga a treia, fiind unul dintre jucătorii cu cel mai bun randament în jocurile disputate de mușceleni. Georgian Jenaru s-a înțeles și el cu gruparea din Alexandria, zilele acestea urmând ca împreună cu Tănase să se prezinte la antrenamentele noii sale echipe.